Saddle Chibi naman si Launo, episode in Custom Command. As syempre siya, nagkasa pa sa pay button ng de like. Ay bine, pwede ko si clip ang si Chiba, may special. Ay bine, also vă arăt cum să vă mobilați casa în Minecraft Vanilla. Trebuie să precizez că vă ceva nevoie de versiunea 1.10. Și mapa n-are nicio legătură cu prezentarea comenzii, doar arate mai bine pe clip. Ok, v-am dat și link-ul la mapă în descriere, bineînțeles dacă vrei și voi să luați mapa. Și link-ul de la comandă, e logic, ok? Mai întâi am să vă arăt ce puteți face cu această comandă. Iar după aceea o să vă arăt și cum să despawnați și chestii de genul. Ok, avem un laptop, dar hai să luăm la început. Avem un acvariu cu pești destul de interesant și arată destul de bine, adică foarte bun ca design. Aici avem un aragaz, nu știu dacă funcționează, nu am încercat absolut deloc. Dar nu știu, hai să pun ceva. Habar n-am dacă funcționează. Dar arată destul de bine el așa în sinea lui. Aici e puțin trail, vedeți? Adică, uite, aici nu e. În fine, montează, arată destul de bine. Aici avem așa un birou cu calculator, cu tastatură, chestii. Destul de interesant, avem și mouse. Arată destul de bine chestia asta și pe bun, arată bine. După ce mai avem? Avem un prăjitor de pâine. Asta e destul de interesant. Problema e că prăjește farinuri în loc de pâine. Dar e ok și dacă mâncăm ceva lemn, adică e comestibil, bănuiesc. Avem un laptop, oameni buni, da. Era destul de bine laptopul acesta, e din iron. Wow. Și era destul de bine. Ce îmi place laptopul acesta? Ei bine, aceasta este o vază sau o lampă ce nu luminează. Nu se vede tocmai bine la shader, dar destul de ok. Nu luminează, dar e pentru design. Adică, da, e ok. Aici am dublat eu ăsta, nu știu de ce. Avem un scaun, nu știu dacă pot să stau pe el, hai să dau click, nu pot să stau pe el, dar pot să stau așa pe el, ha, tot aia. Ok, și este destul de interesant și acesta, avem un fund, l-am pus pe jos, că, da, de ce nu, și le-am dublat, sunt două funduri. Avem un fund cu o pâine, nu știu dacă pot să iau pâinea din el, nu pot, după el, doar arată destul de bine. Aici avem o, nu știu, o bucată de prăjitură, adică vedeți și voi. E o prăjitură, să-i spunem lasagna, deși vă spune ea, dar e ok. Și avem un TV, un TV vechi, arată destul de bine. Aici s-a interfectat glassplane-ul și idem. Da, e tremur așa puțin, dar nu-i vai, arată bine. Acum să vă arăt cum să le spawnați. Deci vă spun de acum că este foarte simplu ca să vă spawnați voi asta niște televizoare, chestii. Doar trebuie să intrați în link în descriere, să deschideți acel link. Veți copia o parte din comandă, vedeți voi acolo, adică un punct. Va scrie și ce copiați acolo înainte, iar după aceea, după ce ați copiat comanda, dăm Ctrl V, dăm activăm chestia asta și dăm done. Și s-a făcut biroul. De exemplu, acum am copiat comanda de la birou. Sunt mai multe comenzi. Și dăm, adică aici văd că uite, nu e entitate, ca să zice. În schimb, aici, uite. Ok. Sunt pe televizor, e
monitor, ok. Și cam așa să faci, adică faci nevoie de un command block, copiați comanda și o puneți în command block. Destul de simplu. Sincer să fiu, nu știu să le șterg, ok? Am încercat să pun lavă, nu pot. Am încercat să pun apă, nu pot. Nu știu dacă poți să le mai iei după ce le-ai pus. Și asta e puțin cam enervant, nu știu, în caz de vrei să te muți sau să schimbi casa sau nu știu altceva, nu știu dacă poți să le mai scoți. Adică, uite, încerc să fac asta și acum... Damn. Ups, am spart sub. Ok, este în aer, wow. Deci nu pot să mai sparg acest scaun. LOL, uite. Ok, dar ele arată destul de bine, și încă problema ar mai fi că nu știu să le rotesc, adică pe bune. Chiar nu știu să le rotesc și asta e destul de nasol, zic eu, adică... Ce n-am făcut în casă, o să vă arăt imediat. Aducem în casă acum repede. De exemplu, eu aici, deja am început să fac, chiar am dat fail, ok. Eu vreau să punem chestia asta aici, punem comanda și dem. Uite, le arătam cu chestii, vedeți și voi. Și nu știu cum să rotesc chestia asta și dem. Ok, nu știu dacă e tocmai o problemă chestia asta, adică depinde cum aveți și voi casa, depinde unde aveți de gând să puneți chestiile astea. Le arată destul de bine, destul de interesant. Așa că dacă v-a plăcut clipul acesta, apăsați pe butonul de like. Eu am fost Legend și ne vedem data viitoare. Bineînțeles că aștept idei să spun. Ce vreți să mai vedeți în următorul clip din Custom Command și ne vedem data viitoare. Baftă lume! Pa!